Bună! Sunt Ali de la MakeupSwan.net și astăzi este sâmbătă, așa că avem o nouă ratare sau binecuvântare. Trucul de astăzi presupune că putem să ne facem niște bucle foarte strânse cu ajutorul unei plăci de păr și a unui creion. Eu o să folosesc un creion de machiaj pentru că de astea am aici. Chiar mă gândeam ce să folosesc în locul unui creion obișnuit. Și o să vă arăt despre ce e vorba. O să folosesc această placă, este de la Babyliss, o am de ceva timp, vedeți, deja s-a încălzit, de vreo 3-4 ani și încă o să ține bine și mi-i drept ceva la ceva timp părul. Să vedem. În primul rând, trebuie să înfășori părul în jurul creionului. Eu nu am înțeles exact cum, așa pot să fac mai multe modalități. Prima oară să pun așa și o să rotesc. Și pe aia o să-l iau de jos și o să-l rotesc. Și acum așa că trebuie să avem grijă să nu ne ardem în rând. Nu știu dacă fac bine ce fac. Să lăsăm să se răcească. Și pe aia o să încerc și cum vreau prima oară, doar cu o șuviță de păr mai scurtă, mai subțire. Hai să vedem. Cât de tare. Dar nu cred că e chiar ok. S-a făcut. Crezi, dar nu prea are o formă așa. Uzi bang! Da, e să o dăm aici. Încercăm alta. Deci o să fac așa, îl țin aici și o să înfășor. Cred că asta e modalitatea exactă. Am mai văzut trucul ăsta, dar sincer nu l-am încercat, că am zis că în primul rând e, nu știu, destul de periculos, adică cum ții ăsta până la vârf. Dar eu testez toate nebunile. S-a încălzit, așteptăm puțin să răcească. Zbang! Mai țin după orică, poate să mai lasă puțin. Wow, asta da! Ce frumos! În concluzie, acest truc este o binecuvântare și, ia uitați, chiar iese, creți, dar să știți că durează ceva. Trebuie să aveți grijă să nu vă frigeți la degete, deci capătul, vârful părului să-l țineți cât mai departe, să nu apăsați prea mult sau să țineți prea mult ca să nu ardeți părul, înainte să folosiți o protecție termică, să aveți grijă ce creion folosiți, că eu ăsta puțin l-am topit. Și cam asta e, sper că v-a plăcut clipul, sâmbăta viitoare puteți vedea o nouă ratare sau binecuvântare și nu uitați să vă abonați, vă pup, lebedelor, pa!